începe. Poate veni și domnul Porumb acum. Îl așteptăm și pe el. După cum ați fost informați la plămeniță. Pe ședința pe comisie, materialul a avut toată lumea. L-am discutat pe cele două comisii. L-am dezbătut destul. Și acum intrăm pe ședința ordinară. Da, supunem la vot, la vot materialul care s-a discutat pe cele două comisii și procesul verbal din data de 31-7, nu? Da. Cine este pentru? Toată lumea. Vă mulțumesc. Să dau citire. Ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului de salariu de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale în aparatul de specialitate al primarului Comunului Lecheș. Primul punct. Al doilea, proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului de ședințe pentru consiliul local. Al treilea, informarea raportului Școlii Generale Gimnaziale Urechești. Și punctul 4 a fost cu ajutorul de mormântare pentru vâșcă. Domnul primar, vă dau dreptul la cuvânt să ne expuneți informarea cu raportul cu școala. A început cu școala? Da, cu școala, da. Să terminăm cu raportul cu școala, să dacă acolo sunt și alte probleme, cu funcția de director. Cu... Bună ziua! În legătură cu pregătirea în școală. Așa cum știm, de fiecare dată, anul școlar este în atenția administrației locale în general. Și anul ăsta, spunem noi că am încercat să asigurăm ceea ce trebuie, ca noul an școlar, care trebuie să începe pe 15 septembrie, să debuteze în condiții optime. Pentru asta pot spune că sălile clasă sunt pregătite. În ceea ce privește personalul, nu pot să dau detalii, pentru că în etapa asta încă se mai fac, să spunem, aranjamente, se fac, de fapt, redistribuiri și reorganizări, în așa fel încât personalul să fie asigurat, în așa fel încât, în condițiile în care, să spunem, nu vor exista funcții ocupate de profesori și învățători titulari, se poate fi asigurată continuitatea în școală cu persoane pregătite. Un aspect deosebit important e faptul că s-a finalizat și lucrarea la grădinița de Aurechești și încercăm să asigurăm condițiile ca ea să poată fi inaugurată la începutul anului școlar. Recepția se va face săptămâna viitoare, din informații pe care le-am de la minister. Și noi, în ceea ce ne privește ca administrație locală, ne-am încadrat, să spunem, în obligații pe care le avem și încercăm să ducem la capăt și componenta ultimă, care este achiziționarea centralei termice, ca în felul ăsta să fie asigurat și căldura pe sezonul rece. O problemă serioasă este faptul că, din informațiile pe care le dețin, doamna director are intenția să părăsească Școala Urechești. Înțeles că se va întâmpla într-un oraș la Pecea. Iar postul va deveni vacant și în condițiile astea va trebui să reia iarăși procesul de selecție a noului director. Dar, deocamdată, astea sunt la categoria probabilități, nu sunt 100% sigur, dar din ceea ce am discutat eu până data asta, cam așa se vor derula lucrurile. Deci, în mare, ca și concluzie, și din materialul care l-ați avut prezentat, dar și din ceea ce știu eu, am școlar întrunește condițiile optime pentru că activitatea de învățământ se desfășoare așa cum trebuie. Niciodată nu este totul pregătit 100% sau niciodată nu poți să satisfaci nevoile sau exigențele
așa cum ne dorim fiecare. Dar sunt condiții ca actul de învățământ și de educație să desfășoare optim. Deci, mai mult de atât nu pot să spun. O să mai facem informații și prezentări ulterioare. Și dacă mai sunt probleme de rezolvat, le vom rezolva. Cam asta e legat din colegiul nostru. Mai departe. Aveți întrebări? Aici, domnul primar, v-ar interesa dacă... Deci, am zis cu ce vei. Păi am zis cu ce vei. Acum asta o facă multiple lucruri. Bun, pe tema asta poate să ziceam. Nu, asta nu știu. Deci, până la data de 11 septembrie, am înțeles că școala grădinița asta nouă va fi dată în folosință. Este și autorizată ISU acum, în prezent, sau urmează zilele următoare? Am înțeles că doar școala care e vecină cu grădinița, e autorizată ISU. Da, la alte două școli, nu. Deci nu sunt deocamdată, nu. Deci, urmează. Exact. Acum li s-a făcut certificat energetic, i s-a făcut certificat energetic al școlii, așa cum vor și legea, al grădiniței. Al grădiniței, da. Așa. Și urmează și autorizația ISU. Ea este proiectată și concepută cu toate exigențele, din punct de vedere al protecției. Să știți că există aparatură instalată, electronică, cu tot felul de, de camere și de cum se spune, senzori, de senzori, de fum, de temperatură. Așa, în așa fel, riscul este minim, ca școala sau grădinița să aibă probleme. Iar ca și dotare, am văzut condițiile pentru viitorii, să spunem, utilizatorii grădiniței, cei din grădini, grupele mici, sunt foarte, foarte bune. Ați fost dumneavoastră înăuntru, sigur, ați văzut, au fiecare toaletă, fiecare sală de casă de toaletă a ei, cu dușuri, cu tot ce îi trebuie, adică sunt niște condiții foarte bune. La ora actuală, lipsește, a spus centrala, dar este instalație făcută, da. Și tehnică și sanitară. Da. Centrala este care va fi adusă în etapa următoare, zilele următoare. Pe combustibil solid. Solid. Și branșamentul la electric e rezolvat, deja avem avizul. Zilele astea o să urmăm, o să facă legătura la curent. Ba, noi tot zilele astea o să facem legătura la... Va fi branșat separat sau... Separat, deci. Separat, nu? Da, branșament propriu. Da. Cu contor, cu tot ce trebuie. Iar la altă școală? Celălalt școli separat. Nu, bine, zic de ISU, de... Da, și cele vor urma etapele. Da. Am citit aici raportul doamnei director și... Deci cu microbuzul mai merge primul semestru din anul ăsta, 2017-2018, transportul școlar cu același microbuz. Da, mașini ca... să rotească, în așa fel încât ele să fie utilizate alternant. Consider că sunt condiții optime ca transportul elevilor să facă așa cum trebuie. Nu cred că este o problemă deosebită. Deja văd că efectivile au scăzut, deci nu... Este o problemă că efectivul școlar, deci în viitorii 2-3 ani de zile, atât, nu mai mult, vom asista la o scădere a populației școlare, special la clasă mai măricere. Și urmând ca după aceea iarăși să atingă o creștere. Dar în viitorii 2-3 ani de zile, populația școlară va căpăta o evoluție negativă față de ceea ce a fost în anul trecut. Speram. Da. Dar asta este. Trendul natalității este chiar pozitiv în ultimii 2 ani de zile, sau am trecut și anul ăsta, față de 2015. Eu le iau pe 2015 ca bază în care am avut cea mai mică natalitate dintre toți anii, sau în ultimii 6-7 ani de zile. Din 2016 încolo am avut o creștere chiar serioasă a populației școlare, tinerii, și zic eu că trendul se va menține. Bine, mulțumesc. Mai bun să întrebări pe tema asta? Da. Mergem mai departe. Nu. Mergem mai departe. Da? Trecem la primul punct, din nou, la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului. Domnule primar, puteți să ne dați numai ceva detalii? Care e cuantum? Cum s-au... Două cuantumuri. Care? Înălcime. Așa cum știm media, nivelul salariilor s-a, mai bine spus, prin guvernarea și prin legislații, s-a încercat o creștere a salariilor în administrația locală. Ele fac referire foarte clar la faptul că
au fost foarte, foarte, foarte mici în comparație cu alte sectoare de activitate din segmentul public. Deci, în condițiile astea, legiuitorul a regândit nivelul de salarizare în segmentul activității de administrație publică și ceea ce am și prezentat în materialul pe care îl aveți în față, am încercat să satisfacem și nevoia reală a celor care activează în funcțiile ocupate la nivelul Comunei Orichie și în administrația locală, dar și respectiv în legislația totodată. Știm cu toții numărul salariaților în Comuna Urechești, în sectorul administrației locale, este mic. Mic în sensul că sunt încă multe funcții pe care noi le avem libere, neocupate. Am încercat permanent să păstrăm un echilibru între nivelul numărului de salariați și numărul populației. În așa fel încât cheltuielile salariale să nu fie deosebit de mari. Cel mai mare salariu, ca și funcții publice, dar și funcții de conducere, are primarul. Clar. După primar este secretar. Doi este viceprimar, mă scuzați. De la nivelul viceprimar de în jos, încep funcțiile de secretar, de consilier superior, de consilier de personal diferit ca asistent și o să mai știu. Toate, toate, toate înșiruite, conduc la o concluzie la faptul că am încercat să asigurăm și un nivel de salarial adecvat pentru fiecare funcție, dar respectând niște reguli de departajare în funcție de experiență, de vechime, de calitățile profesionale ale fiecăruia. Și am să încep cu secretarul, care este funcție publică, de conducere și ea, și am propus un coeficient de 3,5 și având un salariu de bază, la 1-a 7-a, să spunem, propus, de 5.075 de lei. Acest salariu de 5.075 de lei este salariul brut, să fie foarte, foarte clar. Deci nu e ceea ce ia un român, este ceea ce primește el pe el total pentru activitatea care desfășoară, iar de aici se extrag viramentele către stat. E vorba de CASE, de sănătate, e vorba de asistența socială și impozitul cuvenit statului. Consilierul, funcția a doua, consilier superior, grad profesional superior, gradația a 5, așa cum sunt la noi, avem două cazuri, inginerul agricol Macovei și cu carul, cu un coeficient de 2,1 și suma totală a salariului brut 4.991 de lei. Nivelul 3. Consilier grad superior asistent. Tot gradația 5. E vorba de Alga. Coeficientul 2. Cu un salariu de bază brut 3.552 de lei. Funcția 4. Consilier grad profesional asistent gradația 3-a. Mititelul Anca. Cu un coeficient de 2 și salariul bază 3.407 lei. Al cincilea. Consilier grad profesional asistent gradația 1, Moise, doamna Moise și doamna Psecaru, tot cu coeficientul 2 și salariul de bază 3.117 lei. Funcția 6. Referent grad profesional principal, gradația 5, Ionita Mica, deci cu studii medii de aici încolo, un coeficient de 1.65 și salariul de bază 3.224, dar rezultă 3.224 prin faptul că îi se mai acordă un spor prevăzut de lege. Polițiștii locali, gradația 4, Rugenii și Borțun, 1.55 cu 2.697 de lei. Intrăm la funcțiile contractuale, am terminat cu funcțiile publice.
da? Funcțiile contractuale avem arhivare cu gradația 3, știți Băs Mărioara, 1.63, salariul de bază 2.778. A noua funcție, administratul casier de gradația 5, Popa 2, 1.55, cu efectul, 2.753 de lei, salariul de bază. Funcția 10, instalator 1, gradația 5, salariul Valeric, 1.55, 2.753 de lei. A 11, instalator 2, gradația 5, coeficientul 1.55, 2.753 de lei. A 12, agent pază, gradația 5, Maneli, 1.55, 2.753. A 13, agent pază, gradația 3, lungul Gheorghe Antoche Gheorghe, 1.55, 2.641. Și al 14-lea și ultimul, lecătuș mecanic, gradația 5, Alexandru Dan, 1.55, 2.753 de lei. Am mai 15 pe la noi, pe bun. Deci, în concluzie, zic eu că, așa cum au fost gândite, la nivelul nostru, să spunem, al meu și a celor care ne-am ocupat de pregătirea documentației, am încercat să, v-am spus, să echilibrăm lucrurile în așa fel încât să existe o satisfacție profesională și materială a celor care activează, să existe o departajare ierarhică între cei care ocupă diverse funcții, să există o așezare echitabilă între cel care lucrează mai mult și cel care lucrează mai puțin și să dea perspectiva ca de aici încolo, dacă legislația va permite, să și să crească nivelul de salarizare. Mai spun ceva. Trebuie să fim foarte, foarte atenți la două lucruri, din punctul meu de vedere. Unu. La faptul că trebuie să asigurăm un nivel al veniturilor salariale pentru oameni pentru a-i determina să fie atașați și să dorească să activeze în continuare în sistem. Și al doilea lucru este ca și ei să înțeleagă că primind un nivel de salarizare, să spunem, satisfăcător, trebuie să-și facă așa cum trebuie datoria. Anul ăsta este, să spunem, spre sfârșit. Intrăm ușor, ușor spre sfârșitul trimestrului 3 și ne vom intra în trimestrul 4, în octombrie. Ca și susținere financiară, încercăm să găsim soluții în așa fel încât să putem susține salarizările până la sfârșitul anului. Și să nu fie descoperiri foarte mari, ca în felul ăsta lumea să nu aibă de suferit. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, dacă aveți puncte de vedere, președintele, domnul președinte, vă va da cuvântul. Da, scurt. Foarte scurt. Domnul președinte, stimați colegi, domnul primar ne-a prezentat aceste salarii de bază personalului din subordine, din primăria Urechești, și care eu le consider că sunt destul de bine așezate în raport cu munca fiecăruia dintre funcționarii administrației locale. Ce-ar vrea să spun aici? Este bine că a venit această lege 153/2017 pentru a da posibilitatea personalului din administrațiile publice locale să le se mărească salariul. Motivul este următor. Noi, în administrația noastră, avem deficit de personal și personal calificat. Să nu uităm că primăria Urechești, tocmai datorită acestui aspect, că nu a putut să dea un salariu corespunzător pregătirii și muncii pe care o prestat-o, doi oameni din primărie noi am pierdut. Și am pierdut piesele de bază. Secretarul comunii și contabilul comunii. Dacă nu apucau să fi plecat și apărea legea acum, noi aveam pe acești doi oameni în primărie care erau foarte profesioniști. Așa că
este binevenită, cel puțin ca de acum încolo, să fie o motivație și posturi care vor fi scoase la concurs să fie căutate, să vină oameni în care să se înscrie și să putem recruta cadre profesionale. Atât am avut de spus, domnul președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul primar, am făcut aici un calcul la lista asta. Deci coeficientul de acolo, practic, de la salariul minim de 1450 de lei. La secretarul comunii, deci 5075, am înmulțit cu 3,5 și îmi dă această sumă. Nu dau nume, așa. M-am uitat iar pe listă, de asta v-aș întreba cum s-a calculat. De exemplu, la un coeficient de, câți mai mulți aici, de 1,55, mie îmi dă 2247,5 și aici reiese 2753. La, deci la 5 salarii care sunt la fel, sau 4, la, da, 5, și la altele. De exemplu, și la doamna Mihai, hai să-i dau nume, că doar nu e. A spus dumneavoastră că e o problemă, nu e o problemă, e o majorare sau o mie, o ceva. Deci la 1,65. Control financiar preventiv. Da, 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 sunt de acord. Deci aici dă 3224 și mie, dacă eu bag, scuzați-mă, dacă introduc coeficientul ăsta, îmi dă 2300. Da, da, da. Dar puteți să-mi explicați, da, 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 da. Pentru că la secretar e exact suma care a spus dumneavoastră. Da. Și la primar și la viceprimar. În schimb, la restul, deci și la funcții contractuale, și la funcționarii publici, cu funcții publici, deci așa, funcția publică, deci la majoritatea, uite, de exemplu, dăm la 1,63. Îmi dă aici scrie dumneavoastră 2778, coeficientul mie pe calculator, poate greșește calculator. Îmi dă 2363,5. Vă rog frumos, dacă puteți să... Da. Mulțumesc. Deci, e vorba de sporurile alea. Ah. Practic, doamna Mica beneficiază, de exemplu... Nu am, am luat așa, deci nu... Da, da, da. Da, da. Nu sunt greșeli. Da. Nivelul ăsta este și cred eu că ar putea... Practic, este nivelul de bază de la care va pleca de acum salarizarea în viitor. Deci, de la nivelul ăsta, noi practic nu putem să dăm mai jos. De aici încolo, mai bine, sus am mai înțeles, de aici, dar deci înseamnă că e greșit calculul aici sau nu? Nu, nu. Păi la secretar de exact, la primar de exact, la viceprimar de exact. Deci nu e greșeală, nu? Deci la se introduce, sau că e funcția secretarului nou venit din mâini? Nu. Nu are nicio legătură. Secretarul... Deci la punctul 2, tot la fel. Deci nu dau nume, dar bine, vă uitați dumneavoastră. Mii dă 4074 și aici este 4991. Deci 1000 de lei în plus, practic. Da, da. Da, deci asta e, deci asta e, deci e coeficientul plus sporul sau ceva. Deci practic se pleacă de aici. Da. Domnul primar facea o afirmație în discursul dânsului că salariile trebuie să fie motivate. Și mai făceau afirmații că a raportat la alte instituții bugetare. M-a raportat la alte instituții fără să cunosc exact salariile, eu știu, în domeniul sanitar și în alte domenii bugetare, a zice cel puțin la funcțiile contractuale, dacă nu chiar și așa, că sunt de invidiat. Uitându-mă la alte instituții, instituții bune, hai să zic că un fel de bugetară, salariile într-o instituție care lucrez eu sunt mai mult, mai mici la ingineri și șef de compartimente. Eu nu zic că nu trebuie să fie motivate. Uitându-mă la adjut, unul cu studii superioare are 2200-2600, fără funcție, numai funcție executivă. Muncitori 18 și nu știu ce. Dacă bugetul comunei, deci asta ar fi o observație, adică ar mai trebui o aruncat o privire, ele mai pot fi mărite, dar bugetul local poate acoperi aceste salarii? Și dacă da, vă spun, deci eu unde lucrez, din primul tabel, dacă mi-este permis să particip la concurs, particip cu cea. Deci funcția, eu sunt șeful proiectării, ca să nu fac secret, la o instituție care, mă rog, și nu ating salariul ăsta din tabelul ăsta.
Deci eu aș veni să dau concurs. E salariu brut ăsta, nu-i net. Da, domnul primar, am înțeles foarte bine. Eu salariul brut îl compar cu aceste salarii. Mai e ceva? Deci, unul, dacă bugetul poate acoperi și dacă mai sunt, să mai reflectăm, v-am spus. Cel puțin tabelul 2, undeva. Atâta timp cât o pus domnul primar acolo, cred că... Dar nu, domnule, e o întrebare, domnul. Dumneavoastră, erați să mă măsori și mi-ați răspuns, am înțeles. Altcineva? La poliția locală se mai adaugă și norma aia de... Da. Sau e inclusă? Nu, nu este inclus. Deci plus 600 și ceva. Da. 630 și ceva, țin eu minte. Da. Deci da. E bine. E bine. Mă scriu și eu la cuvânt. Bun. E marginea salariului. Dar toată lumea ne se pare salariile mari. Nu știu cât de mari sunt, dar deocamdată permite legea. Noi suntem la limita legii. Trebuie să ne gândim foarte bine toți, care suntem consiliere mai vechi, când primăria la Orecheș funcționează 8 salariați în afară de primar și viceprimar. Salariați direcți al primăriei, nu oilor. 8. Pe schema noastră s-ar putea fi vreo 15 de toți. Nu avem secretar, contabil și nu avem noi în primărie la ora actuală. Ca să folosește o femeie din asta să-ți facă două funcții pe salariul ăsta și sunt primării care un salariat de altă primărie face o singură funcție și nouă ni se pare că salariile sunt mari. Din salariul ăsta brut, ca cei salariul brut, am scos acum și se reduce salariul cu 32,5% care sunt taxe pe impozite. Calculați de la 27 cât are aici. Hai să luăm. Permiteți-l oameni la 34. Luați în 34, 32,5 să vedeți cu ce salariu rămâne încă. Și sunt fetele astea fac câte două funcții. Nu să îmbălăcete în două hârtii a ei. Uitați-vă ce-i mesele lor. Și nu cred că trebuie să comentăm, ci nu comentăm noi. Mai aveam o chestie de întrebat pe domnul primar. Tot așa, cu datul putem asigura salarizarea până la sfârșitul anului pe bugetul care l-avem acum. Eu am discutat cu domnul primar și a fost de acord cu mine. În cazul când bugetul local nu poate acoperi salarizarea până la sfârșitul anului și va începe o diminuare a salariilor, că nu avem de unde să luăm bani să acoperim salariile, și domnul primar a fost de acord cu mine și a zis că vom începe cu o reducere de 5, 4, 6, 7, 10, cât este, la toată lumea de sus în jos, pentru ca toată lumea să-și ia salariile atât cât merită. Nu putem de unul să ia salariul întreg. Cât merită. Băi, cât salariul lui. Dacă bugetul ne permite, până la sfârșitul anului să luăm salariul, să ieși toată lumea, luăm. S-a făcut un calcul, v-a zis că s-a făcut un calcul. Domnule, noi calculii pe hârtie. Banii altceva. Dacă bugetul ne permite până la sfârșitul anului, ne permite, dacă nu ne permite, să facem o diminuare la toată lumea, de 5, cât este, 6, 7, 8, 10%, și banii să fie acoperați sau pe bugetul 2018 să putem să asigurăm lumea, să nu aveam discuții în jocul primăriei, dragă doamne, sper că l-a luat, că n-a luat. Atât am avut. Am să continuu. Deci, de la urmă, mai v-aș ruga, nu mă reacționați pe aici. Da. N-am să dau nume, n-am să dau exemple. Cazuri punctuale. De exemplu, ce s-a întâmplat la 31, până la 31 decembrie anul trecut, cu salarizarea unui consilier care făcea activitate, să spunem, pe segmentul social. Avea un nivel de salarizare net, 100 superioare, deci fac remarca, 100 superioare, până în 1200 de lei. Deci până în 12 milioane. Până în 12 milioane. Deci cam atât a lua salariul net. Faptul că, după legislația actuală, cea pe care încercăm să o aplicăm, îi se va duce undeva la 2000 de lei, nu mi se pare că este un salt atât de grav și atât de mare, încât lumea asta să... adică ar primi niște bani pe care nu i-ar merita. Să nu uitați că, ani de zile, lumea asta a lucrat și cu salarii foarte mici. A lucrat și cu salarii diminuate, cu 25%. A lucrat și cu salarii slabe, pentru că așa era specific în segmentul ăsta de activitate. Și a făcut treaba. Trebuie să ne mai gândim și la faptul că fiecare om
ca să-l aduci sau să-l convingi să vină să lucrezi într-o activitate de administrație publică, să gândești înainte, băi, cum e acolo, ce va fi, ce să fac. Iar ca să-l formezi, este trebuie ani de zile. Nu se poate forma un om într-un an de zile, vă spun sigur. Am avut cazuri când recent cineva din contingentul medical a plecat și se simte golul unui om de foarte bună calitate care a plecat. Deci trebuie să ne gândim foarte atent la toate astea. Nu trebuie să devenim sperietori pentru oamenii care încearcă să-și facă treaba, să lucreze cu comunitatea, să încerci să-și rezerve tot timp posibil ca rezultatele muncii lor să reflecte cu adevărat în ceea ce reprezintă administrația locală. Eu sunt de acord că trebuie să gândim preventiv. Bugetul, chiar dacă, să spunem, până la sfârșitul anului ăsta, nu permite atât de mult să ne întindem, pe românește spus, dar cu siguranță că vom găsi soluții și în etapele următoare, în așa fel încât să asigurăm veniturile salariale pentru toată lumea. Au și ei familii, au și ei greutăți, au și ei nevoi, dar vă spun, uitați-vă prin ziare și citiți la ofertele de locuri de muncă și o să vedeți câte nevoi de forță de muncă este peste tot. Se simte o lipsă acută de oameni și de oameni pregătiți ca să facă treaba. Nu trebuie să dăm cu piciorul la cei care cu adevărat sunt buni și să-și fac treaba la locul de muncă. Nu trebuie să fim nici neînțelegători la capitolul ăsta. Eu vă recomand să meditați atent și cred eu că veți găsi calea cea mai bună în așa fel încât și nivelul de salarizare pentru ei să fie mulțumitor, dar și noi să găsim soluțiile cele mai bune pentru a asigura veniturile pe care au nevoie. Referitor la ceea ce spunea domnul Porum, sunt de acord, domnule Porum, dar să știți că la dumneavoastră, în sectorul în care faceți parte, sunt reactivați, ani de zile salariile au fost foarte bune, comparat cu ei, care au avut nivel de salarizare foarte slab, extraordinar de slab. Deci nu putem condamna niște oameni ani și ani de zile să lucreze cu salariile atât de mici, iar atunci că poate că viața le va oferi și Dumnezeu le va da zile să iasă și la pensii, să aibă neșansa unei pensii la fel de mici, la fel de nemulțumitoare, la fel de nesatisfăcătoare. Și atunci o să-mi pun întrebarea de ce am mai muncit fiecare dintre noi, dacă totuși și-au sacrificat tinereți sau și-au sacrificat viață, liniște, de multe ori. Și vă rog să mă țineți cont de ceva. Ei sunt cei mai expuși dintre noi toți. Pentru că trebuie să intri în contact direct cu fiecare om în parte. Cu o sumedenie de probleme, cu tot felul de situații, care mai complexe, și trebuie să le facă față. Suportă orice. Pentru că funcția publică îi obligă să suporte. De multe ori trebuie să suporte umilințe, jigniri, apostrofări și multe lucruri care nu sunt pe placul lor, dar de multe ori, când ajung și la mine anumite lucruri, situații de genul ăsta, îi spun, funcția te obligă. Asta le spun eu. Funcția te obligă. Asta este meseria pe care o ai, pe care ți-o ales, o te obligă. Dar la fel de mult, dacă funcția îl obligă, poate și pe noi ne obligă moral să fim înțelepți. Deci acum sunt avocatul lor, pentru că lucrez și eu aici. Eu m-am puțin și o să plec. Dar o să vină alții. Și un aparat administrativ eficient să facem pregătiți și capabili. Și repet, nu poți forma un om într-un an de zile. Vă dau exemplu secretarul. Secretarul care a plecat a venit acum 10 ani de zile, mai bine, 11 ani. S-a format, dar a trebuit ceva timp, cel puțin 5 ani, ca să înțeleagă un mecanism pe care trebuia să-l aplice, să-l respecte. Și poate și așa, unii dintre noi mai eram supărați pe el câteodată. Și mai înțelegem, trebuie să mai înțelegem și altceva.
nu trebuie să devenim sperietori pentru cei care vor să debuteze în activitatea asta. Gândiți-vă că anul trecut am scos la concurs de 3 ori postul de contabil și la nivelul ăla de salarizare nu a venit nimeni, domnule, cu dragi colegi. Deci n-a venit nimeni să participe la concurs de ocupare a postului de contabil. Adică era un nivel de salarizare atât de prost, încât nu prezenta interes pentru niciunul. Nici acum. Contabil nu-i trecut acum, știți că trebuie și atunci, nu? Da, sigur, sigur, sigur. Nu, dar se încadrează pe funcțiile astea. Deci e vorba, noi acum facem încadrarea funcției respective. Acum sunt cei care ocupă funcția respectivă. Bun. Deci trebuie să înțelegem. Dacă, după ce terminați, că ei, este foarte... Nu, stați că nu, eu nu vă condamn de nimic. Nu vă condamn, da, dar vreau să fac precizarea să nu... Dar ai să înțeles. Stați un pic. Ai discutat, nu? Stați un pic, vă rog, Nu, discutăm amândoi. Foarte civilizat. Nu facem precizare. Vă rog. Ai fost scris la cuvânt? Da. Primarul vreau să... Discutăm ca într-o aprilie. Vă rog. Sunt. Vă rog. Deci eu nu vreau să vorbesc mai mult. Eu vă cer doar atâta, înțelepciune. Deschidere. Să ne gândim că și ei au copii, au și ei viață pe care trebuie să o trăiască. Și vreau să-i determinăm și totodată să-i legăm din comunitate. Ați văzut ce se întâmplă și în învățământ? Un exemplu. Vedeți ce situație neplăcută este în sistem la noi, la Urechești? Pentru că cea mai mare parte a personalului este din afara localității. De acord, Vasile? Da. Ai fost în Consiliul de Administrație? Mai sunt. Câteva cazuri, câteva persoane care mai sunt în localitate. Restul vin și pleacă. Vin. Migrația este extraordinar de mare. Pentru că nu merg bine. Exact. Da. Vedeți ce neplăcere ai? Când vezi că azi îți vine unul, anul viitor îți vine altul, și anul viitor îți vine altul și n-ai o stabilitate, afectează sistemul de învățământ. La fel și cu sistemul de administrație locală. Știți că este foarte important. Mă iau treabă. Din ce în ce mai mult se cere administrația locală să fie și mai eficientă și mai performantă. Nu poate să fie nici eficientă, nici performantă, dacă nu are oameni eficienți și performanți. Poate fi el, oricine primar, eu o să plec, m-am spus că m-am puțin, dar nu poate nimeni să facă minuni dacă nu are în spate și niște oameni cu care să poată să lucreze. O mică precizare, scuzați, domnul Bolu, scurte. Mi-a plăcut-o bine, acum a spus în ședință că garantați, deci la salariile este bine, n-ai ieșit cu eficientul, nu ați dat răspunsul, ba este, că vin, să vezi că bine. Da, eu am făcut bine. Ați garantați că personalul va fi prezent la serviciu, își va face serviciu exemplar, orele care sunt trecute în fișa postului și, bineînțeles, pe fiecare loc din muncă în parte. Dragii mei, eu nu știu, nu pot să zic acum nu am timp din perioada asta când avem de lucru, dar aș putea să-și urmăresc eu, pentru că nu e adevărat un primar. Acum ai zis că a avut salarii mici, dar dacă cumva e așa și o să ajung la salariu. Bine, știu, sunt impozite, tase, nu e salariu. Bine, 2000 de lei oricum îl ia la mână. Nu-i nici de corp, nu mai faci nici naveta la Onești, plătești abonament. În fine. Da, ne-a văsărit, rog frumos. Adică vă rog frumos, domnul Mărcuță. Deci dumneavoastră a spus că vecheați la buna desfășurare a aparatului administrativ. Și mai era și problema cealaltă, că știu, și aveți dreptate, când doamnele, funcționari, nu le blamez, nu le așa, vineau persoane urât mirositoare, înjurate, nu știu ce. O spunea, băi, cu 12 milioane nu-mi convine, eram de față. Așa este, aici aveți dreptate. Da. Acum, și cu prezența, domn primar, nu prea este prezență. Nu aici, eu mă uit mai jos. Aici, sus, nu este prezență. Nu este prezență. La ce vrei? Nu, eu, în partea din sus, da. Dar din jos nu este prezență. Mai dar de bine, nu dau nume. Nu pot să dau nume. Eu sunt înregistrat. Deci, pot să vorbesc eu. Ah. Eu știu despre ce vorba. Deci, nu există niciun fel de dubii la capitolul că activitatea celor care sunt cu funcție de consilier, de referență, mai știu și care sunt la birou. Și nu-și facă treaba. Toți își fac treaba. Deci nu aveți dubii la capitolul. Nu, am zis în partea azi la aveți de la partea azi la tabelul următor. Haideți să detaliez. Aveți nemulțumiri și în special pe o persoană care știu sigur că are o problemă. O știu și o știu cu toți. Nu dau nume. Deci am spus, noi aici nu facem încadrarea nivelului salarizare a persoanei. Noi facem a funcției. Nu am, de asta nici nu am. Eu am intenții foarte serioase cu acea persoană și am dat și termen.
Dacă nu se încadrează și nu se încadrează, poate să părăsească și trebuie să părăsească sistemul. Că asta este viața. Asta este viața. I-am făcut recomandări, i-am făcut tot felul de sugestii, am dat, l-am rugat, așa, nu se încadrează în parametri, o să părăsească sistemul. Și am terminat discuția. Nu dau nume, nu dau nimic, dar asta este viața. Recunosc că am o problemă la capitolul ăsta cu el. Dar o să... Bine, mai... găsăm soluții. Da. Poți să faci o precizare? Da. Păi, îți scrii două ori la cuvântul ăia. Vă rog. Asta cu vecinul. Vă rog. Întrebare și răspuns. Deci, presupun că am fost înțeles greșit. Deci eu nu am căderea să apreciez cât de mari, cât de motivante sunt. Și nu spun că nu sunt foarte mari. Am spus doar, pentru că dumneavoastră ați făcut o raportare la alte instituții bugetare, că, cunoscând câteva salarii de acolo, astea sunt peste ele. Doar atât, am făcut o raportare la ceea ce există acum și în învățământ, și în sănătate, și în... am dat exemplu. Chiar și în alte instituții care, mă rog. Doar atât. Deci n-am spus că nu trebuie să... Da, vă mulțumesc. Și dacă bugetul acoperă. Dacă... Doar atât. Domnul Cer, ați făcut o referire și am fost foarte atent la manță. Nu polemizăm. Ați dus discursul făcând referire expres la nivelul salarizării din sectorul activității pe care desfășurați. Nu, am spus și alte instituții și am dat exemplu și da. Deci ceea ce zic că e bine, dar vă rog să credeți. Nu e un act, să spunea, de retorică sterilă. Ani de zile, cei din sectorul bugetar nu au beneficiat de prea mult. Aveți foarte mare dreptate. Deci sectorul administrației locale, special. Da. De asta. Deci aici, da. Erau salarii de mizerie. Domnul Zavian. M-am referit doar la raportare de acum. Vă rog. Hai că am primul și vă spun sincer. Nu salari de mare, vă spun, e munca teribilă, vă spun. Cum vă spun și este, s-a lucrat până la 7 seara și 8 seara, e multe ori și sâmbătă și dobirii că, vă spun sincer, cu toată mea la jenă de sare nouă, de ca așa de vizere. N-a ieșit într-un ori, eu vă să zic că are de toate lucrurile cu ieșire acolo, dar eu vă spun, da, vă, să nu vă legați de băieții vin la acolo, viața și noaptea și ziua, la două noapte e scol din pat, la trei de viața s-o curățel, la două noapte atunci dobozia, fiindcă orice spargere care apare în timpul Domnului Sfinte, Dumnezeu se învăța Duminica la Oliver, se învăța și Duminica la Oliver, e lucrată și se învăța Duminica. Am intervenți, au desapat, e spitele de acolo, se apă în pământ. Adică la astea lui, a fost bani lung, o spun eu care a fost trei și alte vorbele voastre, și a venit de toate acolo. Dar eu sper că în prima dată o să fie gata, cu mâna de carte să fie. Dar eu mai am eu băieți o treabă care mă istorea, că asta mă știu și modificăm făcute, zic, mi-a scăpat și mie, apoi vezi ideea, dar Vă spun primar, și un comisie. Și am și mie aici ceva care e scurție acolo, dar asta o fost loc de bază. Ca să nu mai fi discuții, domnul viceprimar, din persoane care ați văzut noastră discuția, ești băieți de la apă, a spus, nu? Da. De ce nu faceți frumos, mă scuzați că așa, băi, la ora, în data de 31.08.2017, intervenții cutare, a stat 4 ore. Nu, a stat, deci a fost, s-a întâmplat faptul. A fost la fața mea. Mai e care încă nici spun eu? Nu, deci faceți așa și atunci... Deci dacă ați venit pe mine în cojeiul de ognire, de odin, hriam, e chema treabă. Din cojeiul de odin, e chema treabă. De pe la mi-e vaia de la apă paznică în Poiana acum, la mi-e chema treabă noaptea. Și se pune că vine pe de timpul. Și ziua. Păi da, și vine și ziua și noaptea. Adică o să pune problema cu oții, pe el, vezi, Doamne, părții eu de acolo e coadă. Am incerviții în față. Telefonul meu la mine permanent. Am incerviții în comună. Băieții mei la apă se împlinim. Deci cauză. Fiindcă la bazinul de apă am o ventilă acolo care la deschide numai ei. Pe incendiu. Îmi dă presiunea pe incendiu. Nu dă drum acolo. Îi dă drumul. Îi vin pompieri acolo. Nu vin nimeni. Ei sunt prezent acolo. Dar nu am un potabil pentru pompieri. Să-mi asigure apa necesară pentru incendiu. Da. După ce termină acolo, pleacă înapoi acolo, face declarare la apă și să-și facă acolo de acolo, după ce înapoi de apă. Altă discuție, dar văd că aici eu sunt trei pari, doi care văd mereu aici la primărie și înseamnă că mai e lungul ăsta care nu e o problemă, bine, nu e. Deci el am înțeles că e acolo la centrul recreierii. Nu el acolo. Nu el? Nu. Ce el?
El avea alt încadrare. Îți permitați mie, nu, dar prima dată avea alt încadrare. Avea un încadrare nu știu necalificat. Mă refer aici la... Deci, păi nu mă dată așa pleacă concediul la Paznici, că pleacă Paznici în concediul pe perioada de toamnă. El îmi dă concediul lor. Avea când era bun de muncă, dacă era bun de băutură, rămâne bun. Când era bun de muncă, o lăsam și cu apă, ță la apă. Ea cu mirasa, patru, ne capreau și altă mai departe. Dar în momentul actual cu mine, cu fărău și vreau duc la medic, știi că mă depășe nimic, dar ți-o dau afară, e ușor și simplu. E foarte ușor. Dar eu vă spun treabă, iar din bolnav e bolnav. În fiecare zi, în bolnav, mi-a luat 1000 de sej. Puneți la situația mea, a mea, propriu și așa și. Dau el în spate, deși eu curge cu gura de sej. Să mă bor? Hai să mă bor! Nu vreau să mai continui decât atât spună, că sunt convins de faptul că dumneavoastră ați înțeles foarte, foarte bine din importanța activității fiecare din cei care sunt aici. Înscriși în listă ca șer, sărăia, mării orichești. Că astea sunt, de fapt, funcțiile ocupate. Mai avem un număr de funcții neocupate, care înseamnă economie bugetară, atenție mare, atât pe segmentul activității celor cu studii superioare, dar și segmentul activității celor cu studii medii, atât cei care sunt referenți, să spunem, cu studii medii, dar și cei care sunt cu studii medii lăcătuși, polițiști, locali sau nu știu. Deci sunt funcții neocupate și am lăsat în mod special lucrurile așa, pentru a face economie bugetară, să putem ridica nivelul salarizare pentru oameni care lucrează, care deja sunt formați profesional. Și în felul ăsta zic eu, așa cum îi știu, cum îi cunoaștem cu toții, o să dea rezultate pozitive. Nu exagerez cu angajările. Nu exagerez. Și n-am exagerat niciodată în toți anii ăștia. Comparați, vă rog frumos, Comuna Urechești, aparatul administrativ al Comunei Urechești, cu alte localități, ca număr, vă rog, și o să constatați că nu avem deloc un număr exagerat de salariați. Absolut deloc. Și că lumea acumulat o serie de sarcini suplimentare prin fișa postului, care a fost reactualizată anul ăsta în conformitate cu legislația nouă apărută, așa fel încât fiecare să-și ducă pe umeri mai mult decât ceea ce este specific activității care a fost încadrată ca sarcini profesional. Vă rog să mă credeți, asta este realitatea. Eu am închis, eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vreau să pun la vot primul proiect de hotărâre. Ce? Lasă-l, primul punct îl să pun la vot. Cine este pentru? Cu școala. Toți. Da. Și cu școala. Primul punct. Și al doilea. Cu salariul. Da. Cu salariul de a treia punct. Al doilea punct. Și menționare să fie trecut din președinte. Păi le-a trecut fata. Fata acolo. Da, domnul primar, vreau să trecem la al doilea punct de pe ordinea de zi, cu stabilirea cuantumului ședință, că asta cotizează pe ședință la Cicerul. Indemnizați, indemnizați. Indemnizați, dacă nu costă la ca. Domnilor, ce ați avut în vedere, cum s-a făcut calculul, după legi, după... Dacă ați fost acum și vreau să fie făcută foarte clar și transparent, este un salariu brut de 6.525 de lei, reprezentând, de fapt, coeficientul de 4,5%, care se mulțește cu 1.450. Deci am 4,5 salarii minim de economie și care fac 6.525 de lei brut. Din ăștia,
se extrag obligațiile către statul român. Reprezentând sănătatea, socialul, șomajul, impozitul venit toate astea. Da? Deci, în condiție, astea eu primesc un salariu net, îi țineți, repet și repet, are aproximativ 4.500-4.600 de lei. Netul. Nu este un salariu de 60 de milioane, de 70 de milioane, de 80 de milioane. Vreau să mai fac următoarele remarci. An de zile, salariul primar, știți că a fost foarte mic. Am avut, de exemplu, în 2008, undeva la 1.700 de lei, netul, deci în mână. După care în 2011 mi-a scăzut la 1.300 de lei. După care mi-a crescut în 2012, înapoi mi s-a dat și ne-a făcut 1.500 de lei. După care în 2009 ne-a mai crescut, în 2014, în august ne-a mai crescut și mi-a făcut vreo 2900 de lei, 2800 și ceva. Da. Și acum, cu noua legislație, am ajuns la un nivel de salarizare de aproximativ 4500 de lei ca primar. E un salariu, să spunem, eu, pentru mine personal, eu sunt suficient mulțumitor și nu am ce comenta. Plecând la nivelul ăsta de salariu al primarului, tot conform legii, se calculează indemnizația consilierilor locali. Și acolo spune clar că indemnizația consilierilor locali reprezintă 10% din salariul brut, atenție, din salariul brut al primarului. Ceea ce pe fiecare ședință la care participă consilierul local și fac remarca, fiecare consilier local trebuie să participe la o ședință ordinară la cel puțin două ședințe pe comisii și la oricâte ședințe extraordinare sau de îndată sunt convocați de către primar sau de către o parte din Consiliul Local. E foarte clar. Deci, consilierii locali sunt obligați să participe la toate aceste ședințe, indiferent că pot sau nu pot, că au timp sau nu au timp. Doi, cine nu poate să participe la aceste ședințe, în mod clar, de aceste trei ședințe obligatorii, dacă nu participi, nu primești indemnizația completă, sau nu primești deloc dacă nu ai participat la niciunul. Și mai spun așa, orice consiliu local este parlamentul local, este forul deliberativ, este cel care hotărăște evoluția unei administrații locale în perspectivă. Și vreau să mai spun și altceva. În viitoarea etapă, cea în care ne situăm și la care vom merge mai departe, aveți o misiune extrem de complicată prin aceea că va trebui să luați decizii, hotărâri mai bine spus, deciziile au ei la dispoziție, hotărâri cu privire la implementarea noilor proiecte serioase și mari ale comunei. Mă refer aici la proiectul canalizare, unde se lucrează intens, pentru că în anul viitor să dea Dumnezeu să-l implementăm, la proiectul de asfaltare cu fonduri europene. Deja, imediat după 1 septembrie, voi intra la o ședință extraordinară, trebuie să dăm niște hotărâri din Consiliul Special pentru a lua avans, așa cum spune legea, să putem să derulăm proiectul în etapa anului viitor. Deci, toate astea vă obligă. Vă dă sarci. De asta va trebui să răspundeți în fața oamenilor, alături de mine. Că eu sunt bun sau slab, că eu sunt capabil sau incapabil. Asta e mai puțin important. Deciziile nu le ia doar primarul. Primarul ia, are un punct de vedere, este o persoană. El, să spunem, că este exponentul principal al administrației locale. Dar dumneavoastră sunteți cei care răspundeți solidar cu primarul în ceea ce reprezintă evoluția
administrativ al localității. Eu am avut experiența să merg în vest. Acum știți cu toții că sunt mai multe tipuri de administrație locale în Europa. Există modelul francez, modelul nordic britanic, modelul german și l-am văzut cam pe amândouă, modelul britanic și francez. Și am înțeles un lucru. De exemplu, modelul britanic, administrația locală era axată pe consilieri, consilieri erau foarte importanți. Modelul francez e asemănător cu cel românesc, împarte competențele și sarcini și puterea între primărie, primar și, și consiliul local. Dar vă spun și vă repet, aveți sarcini foarte serioase. Știu că vor exista comentarii, că unul vor spune, băi, dar indemnizația e cam mult, cam mare. Indemnizația să fie ca o reflectare a importanței muncii și activității pe care o desfășoară fiecare individ în parte. Trebuie să raportezi la realitatea concretă a comunității și a nivelului la care se află acea comunitate. Iar consiliul local și administrația locală trebuie să-și facă treaba axat pe câteva obiective clare. Noi, prin strategia pe care am aprobat-o în urmă cu ceva vreme, avem, zic eu, cu obiective destul de clar definite. Avem câteva nevoi fundamentale pe care, cu ajutorul Dumnezeu, le vom implementa în etapa asta. O parte din ceea ce lumea cere se vor realiza foarte, foarte curând. De aceea eu am propus, reflectând foarte atent, acest procent de 10% pentru fiecare ședință de Consiliul Local, de Comisie și de Ședință Ordinară, Ordinară, mă scuzați, ca fiind o reflectare a muncii pe care trebuie să o faceți în etapa asta. Și cer în mod imperativ și eu ați văzut că am găsit întotdeauna înțelegerea și noastră la fel. Vom stabili coordonatele foarte clar, participare obligatorie la toate ședințele care sunt. Deciziile și hotărârile trebuie să luăm împreună. Și insist eu, să păstrați ceea ce am propus, mă refer aici la cei 10%, și să încercați să devenim la fel de eficient cu toții. Și eu, și dumneavoastră, și cei care sunt salariați, am vrut să nu plecăm de la niște conflicte. Pentru că banul este ochiul dracului. Eu spun o vorbă din bătrân. Dacă plecăm cu tot felul de frustrări, cu tot felul de nemulțumiri, cu tot felul de și ziune așa, că ăla ia mai mult, că ăla mai puțin, că ajungem ca să ne frânăm unii pe alții și nu facem nimic. Doresc ca fiecare să aibă satisfacția muncii pe care o desfășoară și la importanții muncii pe care trebuie să o facă, da? Și în felul ăsta veți avea și noastră satisfacția împlinirii celor 4 ani și că lăsăm de după noi ceva. Nu faptul că am luat un salariu sau o indemnizație, ci faptul că vom lăsa și lucruri palpabile, vizibile, necesare, importante și de viitor. Eu cam asta vreau să spun, dar m-am auzit de spus. Eu, de aici încolo, vă las ca să decideți. O să și ies din sală. Misiunea mea sunt aici. Mai am o problemă. Aici e un caz mai sub. Deci, la capitolul ăsta de indemnizație și salarii, pot să spun că am încheiat discuția. Un caz social, știm cu toții, cazul Vâșcă, este beneficiar de ajutor social, o moarte rapidă, boală, cruntă, am discutat cu familia, eu am propus 1000 de lei. Noastră votați în consecință. Da? Da. Deci încolo vă las să deliberați. Da. Domnul primar, poate că... Da, nu plecați, că poate mai sunt anumite probleme care trebuie să le aducem la cunoștință dumneavoastră. Da. Dacă aveți discuție, primar, la proiecte de hotărâre. Scurt. De acord. Sunteți de acord cu ea? Da. O să punem la vot. Cine este pentru? Punctul 4 cu ajutor social.
Ajutorul social, dacă ajutorul se poate mai mult de deces, dacă se poate mai mult, așa cum a spus, indicat special. Și știm și omul, că a muncit și el. Deci, puteți să-i dați și mai mult. Am dat noi 1000 de lei care s-au dus pe apa sâmbirii. Nu mai discutăm, știi, nu, am mai dat noi câte 1000 de lei care s-au dus. Vasile, cât propui tu? Eu? Nu. Câtă posibilitate are primarul? Câtă posibilitate are primarul? Rezervă care... Da. A să fie fulte, ținând cont de faptul că e adevărat un caz mai special. Eu, da, eu sunt de acord și cu 1500 de lei, zic eu, că este chiar bine. Dacă vreți, sunteți de acord? Da, chiar bine. Deci eu nu cunosc cazul, dar am zis că dacă se poate mai mult, se poate, da. A lucrat și eu. 1500 de lei? Da, am diferit. Aici este punctul de vedere, până la urmă, cum stabilește domnul primar, că noi avem bună voință să dăm o primă să facem. E problema pentru noi. Nu? Domnul președinte, s-a încheiat cu ordinea de zi? Am o singură problemă. Dacă s-a încheiat cu ordinea de zi, vă rog, o singură problemă. Și eu cred că asta este pentru... Și pentru domnul primar, dar și pentru domnul viceprimar. Domnul primar, să rezolvăm totuși, să vedem ce se întâmplă pe stâlpul ăsta de lumină de la domnul Nica, că permanent omul ăsta vine și pur și simplu mă oprește pe bună dreptate. Mi-a schimbat becul și n-am mers de când l-a pus. Deci, omul are dreptate, că asta e, că noi ne-am dus, am dat să vedem, să verificăm lampa, să nu fie ceva. Omul are dreptate, e la stradă, e aici, e... Na. Chestia asta se întâmplă și la față la domnul Costel. La mine, da. Da, deci trebuie văzut ce se întâmplă cu lampa, să nu mai vine omul să ne oprească toată ziua pe drum pentru un pierd. Dacă nu se rezolvă, dacă el nu spune nimic, nu o să văd. Nu, că eu stau față în față cu el. Da, da, nu. Mai aveți ceva? Vezi cum ceva legat de electro. Deci o să facem o revizie acum de toamnă. Sunt și că o revizie toamnă. Știu, sunt câteva căute, unde sunt probleme. La satul nou, știu sigur că este o problemă. Da. Încă nu înțeles o problemă. Mai să-și la urechești cu problema. Și modificat orarul. Și peste tot. Și o să facem o revizie. Deci, schimbăm câteva. Da, inclusiv ora de aprindere. Ora de aprindere. S-au mai așezat asta un pic. Ora de aprindere, dar și câteva becuri care trebuie înlocuite. Știu sigur că nu sunt. Deci răspunsul pentru om, că sigur o să mă întreb, este că se pare va în termenul cât mai scurt. Bine. Dar, totuși, pe asta central aici am văzut că nu ne-a merge. Cazul e lui, punctual, nu e în regulă. Da. Aici este un lucru și o orientare pe striapta aici la pasă de... Da. Deci la om nu-i vorba că nu s-a dus să schimbe becul. S-a dus mereu și de câte ori s-au dus la o zi sau imediat sau din loc, nu funcționa. Poate merge pe eu, da, cu o scurtă. Dacă mai sunt întrebări. Dacă mai sunt. Dar vreau să spun ce domnul primar în legătură cu poliția locală. Poate îi băgăm o tură de noapte ceva să mai... Da, băieți. Că începe toamna cu restul, începe sfântul. Am avut deja, vă rog să mă întrebesc, că am avut o discuție deja pe tema. Era vorba numai din nou. Mai fac referire că la Urechești a plecat și șeful de post. Și la pensie, nu? Da, șeful de post de la Urechești și la pensie. Da. Practic el, de la data de întâi încolo, nu mai activează. Așa, pe urmă, plică. S-ar părea că locuitorul șefului de post va fi adjunctul consulului care e. Florea. Da. Și o să încercăm, am avut o discuție cu băieții la poliția locală, să facem un program și de noapte, pentru a da sau să-i scoatem la programul de zi. Și o să facem și un program de noapte, așa că... La mașina aia cu... Deci ați zis că se rog ceva? Da. Aveți doi agenți? Da. Doi. Nu? Dar unul nu pot, vă spun eu. Deocamdată, dar angajarea nu-i o să scoat, deci o să scot la concursul vostru de contabil, da, o să de polițist, da. Astea două posturi obligatorii vă fi scoase. Puțin, dar unul singur v-a spus și zic, nu încercați că te... Dar a fost la barieră într-o seară la două roate, erau și țigari. De mine, au tocat, erau o blogul țigari, nu fi cât de izie, bă.
Așa e. Cum zici și domnul primar, e bun să facă cu... Ce ești doi oameni la mare, trei, sunt la Poliția Națională. Dar activitatea după o anumită oră seara cu căruțele prin câmp, noi nu putem să o limităm? Nu vreau consilii acum a hotărâie treaba asta, dar ora la 8 ori, acolo mi-a zis că altă, 7 ori, 8 ori. Deci, din când poate să vină, dar să nu mai pleci. Nu mai pleci. Nu să mai pleci, că din când te mai pleci, nu am de când. Eu am o informație, că nu-s acolo la voi. Și a spus și, băi, nu o să iau asta. Și cu toată noaptea pleacă mașinarea, pe ideal, pe ideal, înapoi, urcă la biserică, înapoi. Nu vreau, la ora 2 ori, noaptea, nu pleci că l-a furat. Dar tu l-a făcut cu mașinarea. Nu e așa? Și domnul. Eu trebuie da, mai să nu să dăm hotărâri de Consiliul Local. Uite-mă cum va. Putem să dăm. O scrie fata la trebuie să niște puncte și da, mai o să vă chem. Acum niște amendamente. Să dăm viitorul și cazul de la o ședință. Da, niște puncte. La ședința extraordinară puteți să puneți în discuții și un proiect de ăsta de hotărâri. Este schimbat cu lumina acum la ora 1:30 la nou întuneric. La furat acum se duc. Până 11 noapte, când s-a prinde becul, de vin către aprilie. Nu se duc ei noaptea la 3, nu se trezesc. Acum, când... Da. Deci ar trebui să aprinde. Dacă facem să stingă pe acum la 3? Dacă dimineața. Dacă au interes. Da. Nu se fură. Adică, nu se fură cu seara. Ca și concluzie. Nu se fură cu seara. Voi face un program special în cei la vânta locală. Și vom reașeza ori în acumulare. Mai trebuie angajat unul, mai trebuie angajat unul, cu 2 ori. Mai rog, unul de la oază, din poate ce care poate. 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 Care poate.